Bună! Bine ați venit la Vlasiade! Azi eu vreau să facem un tutorial de machiaj folosind o paletă de la Too Faced. Și mă voi farda eu, nu fardez pe Casia. Vita, un pic jos. Hai, du-te. Paleta este aceasta. Se numește Natural Matte. V-am mai arătat în cutie și o vom scoate. Dar între timp dăm pisicul jos de pe birou. Așa. Bun. Cred că vrea și ea să fie fardată. Mai este într-o cutie aurie. O scoatem de aici. Ea arată așa. Și în interior este, așa să o ține să nu vă arăt oglinda. Interior arată așa. Și o vom folosi azi într-un machiaj de zi. Ia, cum să stau într-un fel să fie mai... cu e lumină. S-a făcut lumina asta. Era prea întuneric. Bun, lăsăm cutiile deoparte. Și paleta în față. Bun. Voi începe cu machiajul ochilor, pentru că așa îmi fac de obicei, în ideea în care dacă pică ceva fard, să pot șterge repede. Și pregătim și niște pensule. Toți Too Faced, le știți, le-ați mai văzut. Cam ochii. Și restul pensulelor le punem deoparte și ne pregătim. Ia să vedem noi ce facem. Întâi și întâi prindem părul. Așa că dăm jos ochelarii. Și prindem podoaba capilară într-o simplă ponytail. Ok. Și nu prea mai văd ce fac. Avem și o oglindă. Așa că dacă mă vedeți că mă uit în jos, e în oglindă. De alta, da. Ca să văd și eu ce fac. Deoarece display-ul camerei e un pic cam mic. Am deschis paleta. Și începem distracția. Am uitat să iau primer. Mă întorc. L-am luat. E cel de la Art Deco pe care știți. Casia are energie. Aplicăm pe pleoape ca să fim siguri că se întinde bine și fardul și că stă la locul lui. Ok. Termina cu primerul, trecem mai departe la aplicarea fardului și luăm o pensulă pentru aplicarea fardului. Este... Nu? Pensulă pufoasă, o pensulă plată, nu să zic, pufoasă, greșeala mea. A tot pe această plată, de la Too Faced, zice All Over Eye Shadow, dar v-am mai vorbit de el. Și ia să vedem cu ce începem, cu o nuanță pentru tranziție. Și mi-atrage atenția acest movuliu de aici, acest cleavage, se numește nuanța. Luăm pe pensulă, scuturăm și începem să aplicăm. Prin mișcări de tapotare, cum scrie și pe pensulă, all over the lid. Adică pe toată pleoapa. De ce folosesc eu oglinda când am oglinda la paletă? Tare. Bine, cât bine să vezi mai multe oglinzi. Pentru siguranță, ca la șofat. Stânga și dreapta și în față.
Așa. Eliminăm excesul dacă avem ceva. Și aplicăm generos. Generos, strat de fard. Ok. Ia regulă. Mai departe. Departe să facem o mică combinație. Ia să combinăm noi cu nuanța Less is More. Este cea mai deschisă de sus, de pe rândul din mijloc. Mai spre mijlocul plapei, ducându-ne spre colțul intern. Într-o parte și în alta. Venim cu o pensulă ușor teșită pentru contur. Conturul ochilor. Tot de la Too Faced și luăm o nuanță mai închisă. Și luăm nuanța Sexpert. Este cea de aici de sus. Și ne ducem în pliul ochiului. Cu ea. Ia să vedem. Ducem în colțul extern și o urcăm în pliu. Sincer, nu știu cât de bine mă ia și că nu mi-am ales cea mai bună lumină. Se pregătește să plouă afară. Și lumina un pic cam... Așa. Să văd și o treabă. Din câte observ, fardurile se blânduiesc foarte bine. Și sincer, nu prea văd, nu văd fallout. Mai deloc. Vedem ce am făcut. E la fel, da. Bun, luăm o pensulă pentru eyeliner și tot cu nuanța Sexpert, adică ultima pe care am folosit-o, cea aici, mergem pe pleapa inferioară și o ducem pe tot. Bine că mi-am băgat în ochi. Sunt tare. Bun, cam asta este treaba. Și, ca de obicei... era să zic că sunt un om uitu, că mi-am uitat eyeliner-le, da? Sunt în... Am cam terminat deocamdată cu paletica. Închidem. Și mergem la creioane și eyeliner. Și mascara. Am nevoie de... Și vom lua un eyeliner. Un maro vișiniu. Un maro prună. Cel de la Melchior pe care l-ați mai văzut. Facem ceva.
durch Lucky Charlotte. În prima lungă. Contează că nu este perfect, că oricum îl blânduim cu fardul. Da? Trebuie să fie ceva la baza genelor. Venim cu pensula de blending. Știu, etapele sunt... Și amestecăm tot. Ok. Ia să văd mai lumea ce am făcut noi aici. Făcut bine. Aplicăm și niște mascara. Doar pe genele superioare, că e machiaj de zi. Așa. Și acum hai să dăm și o umbră de highlight, zic. Tot din minunata paletă. Mai luăm încă o dată pensula de pentru liner și alegem un highlighter din paletă. Și anume nuanța Heaven sau Heaven, de fapt. Este cea de sus. Luăm pe pensulica. Scuturăm. Aplicăm punctul cel mai înalt al arcadei, sub sprânceană. Încât să iluminăm un pic. Și am rezolvat. Bun. Mai departe, vom face machiajul feței. Dar pentru faptul că, na, eu ce vreau să vă arăt în principal era această paletă, m-am gândit ca machiajul feței să-l fac separat, nu, să nu filmez și să vă arăt rezultatul final, ca să nu pierdem vremea cu tot procesul, mai ales că celelalte produse le-ați văzut. Ați văzut și crema corectoare, adică unifiantul de la Roche-Posay. Ce nu v-am arătat? Nu v-am arătat ce concealer vreau să folosesc. Am primit niște mostre de la Sephora, de la Benefit și sunt două concealere. Unul zice că este Industrial Strength Concealer și unul este Airbrush Concealer. Este aceeași nuanță, nuanța numărul 2. Vreau să încerc să văd cum este. Deci cam acesta ar mai fost un produs nou. În rest, le știți. Voi folosi un ruj de la Kat Von D. Haideți să vi-l arăt și pe ăla, totuși înainte.
Este acesta. Nuanța este Ludwig. Sau Ludwig, dacă este pronunțăm în germană. Este... Asta, aiurea. E acesta. Este un nude. Merge de zi. Ok. Da. Nu știu ce fac, că nu-mi iese machiajul ochilor mai puțin puternic. E așa, știți, mă fardez. Bun. Ne vedem în câteva secunde. Bun. And we're back. Da. Acesta este machiajul finalizat. Haideți să vă iau și într-o, la o lumină mai bună. Mergem la geam ca să vedeți. Sau... A, e mai bine așa. Hmm? Da. Deci așa arată machiajul ochilor. Da, recunosc mai dacă am mult blush. Blush-ul îl știți și pe acela. Este tot cel de la Too Faced. E această minune. Și anume Love Flash. Dar... Ok. Vă pun la loc ca să mai povestim un pic. Oh. Hai stai așa. Și mai la lumină. Ok, bun. Cum suntem în regulă? Ce vreau să vă povestesc? Știți că mai zic că vreau să folosesc astea, de la Benefit. Concealer-le. Nu pot să-mi dau exact seama care ar fi textura. Pare ok, doar că... Haideți să vă arăt ceva, nu știu dacă se vede pe mână. Este cam roz. Adică e cam roz și cam închis pentru tenul meu și nu puteam să-l folosesc, așa că am folosit unul de la Melchior. Și anume nuanța Sand. În ceea ce privește paleta Natural Matte, îmi place. Văd că s-au blenduit bine culorile, n-a avut fallout. Da, ca și cealaltă paletă pe care am eu, ca și Boudoir Eyes, la fel. Nu are fallout. Ah. Și pentru că e foarte cald, hai să ne răcorim un pic. Și nu neapărat că ar fixa machiajul, dar e de răcorit. Am aplicat niște apă termală de la Aven. Ha, mai bine, mult mai bine. Bun. Ce vreau să vă mai zic? Păi cam asta e tot ce am avut de povestit azi. Machiajul pe care eu l-am făcut, consider că l-aș putea purta la serviciu, spre exemplu. Chiar sau la o plimbare, sau dacă mă duc la cumpărături, sau, adică îl pot purta zi de zi. Nu este pentru mine nu este foarte puternic. Dar pentru altcineva s-ar putea să fie mai puternic. Dacă vreți să-l mai atenuați un pic, puteți să mai reveniți cu o culoare mai deschisă și se rezolvă problema. Ok. Păi legat de machiaj și de paletica Natural Matte. Asta pot să vă zic că îmi place foarte mult. E una dintre preferatele mele deocamdată. Adică, na, îmi place. Îmi place foarte mult designul, recunosc. Că arată într-un mare fel. E elegantă, e romantică, e feminină. Chiar îmi place. Chiar e foarte frumoasă și chiar... și am uitat să vă zic, miroase a cocos. Ce bine miroase. Ba nu, nu a cocos. Miroase a... Aduce un pic cu cocosul, dar parcă are și ceva scorțișoară în ea. Chiar ne place, deocamdată ne place, o voi mai folosi și voi reveni cu impresii. Bun, asta a fost tot. Dacă v-a plăcut clipul, nu uitați și voi să dați un thumbs up. Dacă vreți să mai vedeți ce mai fac și în afara YouTube-ului, puteți să intrați pe Instagram, tot Vlasiad. Este și ID-ul meu acolo. Așa că ne vedem data viitoare.